Acesta a fost fiul lui Iosafat, din seminția patriarhului Simeon și a trăit cu 600 de ani înainte de Hristos. Înainte de căderea în robia evreilor, Sfântul proroc Avacum a prorocit căderea Ierusalimului și a Templului. Când Ierusalimul a fost asediat de trupele suveranului din Babilon, Nabucodonosor, în 584 înainte de Hristos, prorocul Avacum a fugit și a trăit ca un străin în pământul lui Israel. A murit cu 2 ani înainte de întoarcerea iudeilor din robie. Cartea sa în 3 capitole este cuprinsă în Sfânta Scriptura Vechiului Testament. Învățătura Sfântului proroc Avacum este aceea că prorunia lui Dumnezeu cârmuiește toate popoarele. În calendarul ortodox mai este pomenit pe 2 decembrie și Sfântul Solomon, arhiepiscopul Efesului.